ați revenit la cursul de oscilații și unde mecanice. În cursul precedent am vorbit despre compunerea oscilațiilor paralele și de aceeași frecvență. Dacă nu l-ați urmărit, vă recomand să o faceți înainte de a urmări acest curs. Găsiți linkul în descriere. Acum voi vorbi despre alte cazuri de suprapunere a oscilațiilor armonice, cazuri mai complexe, fie din cauza că oscilațiile care se suprapun n-au aceeași frecvență, fie din cauza că n-au aceeași direcție, fie amândouă. Ca să putem urmări mai ușor ce se întâmplă, e bine să ne amintim că reprezentarea grafică a elongației unei mișcări armonice în funcție de timp are forma unei reprezentări a funcției sinus, deoarece, după cum vedeți în ecuația mișcării, timpul apare în argumentul funcției sinus, iar limitele acestui grafic sunt plus A, respectiv minus A, unde A este amplitudinea mișcării. De fapt, oscilațiile de acest fel se numesc armonice, tocmai pentru faptul că graficul legilor de mișcare este similar cu cel al funcțiilor sinus sau cosinus, care sunt funcții armonice și care pot descrie unele armonii din muzică. Vom discuta despre acest lucru când vom ajunge la unde. Să începem cu cazul în care se suprapun două oscilații pe aceeași direcție, dar cu frecvențe diferite. Să presupunem că se suprapun două oscilații armonice descrise de următoarele relații. Y1 este A sinus de omega 1t și Y2 este A sinus de omega 2 ori t. După cum vedeți, n-am luat cazul cel mai general, cazul în care și amplitudinile ar fi diferite și am avea și faze inițiale diferite de 0, pentru că deosebirea dintre cazul general și acest caz simplificat este doar cantitativă. Așa că putem vedea și înțelege ce se întâmplă și dacă pornim de la acest caz simplificat. Elongația care rezultă din suprapunerea acestor două oscilații, Y, este Y1 plus Y2. Adică este A pe lângă sinus de omega 1t plus sinus de omega 2 înmulțit cu t. Și avem o relație trigonometrică, cea pe care o vedeți, care ne permite să transformăm această sumă într-un produs. Și vom avea y egal cu 2a sinus de omega 1 plus omega 2 de 2 ori t înmulțit cu cosinus de omega 1 minus omega 2 supra 2 înmulțit cu t. Sau dacă vrem să apară frecvența, pentru că de obicei e mai ușor să discutăm despre frecvență decât despre pulsație, atunci trebuie să ținem seama de faptul că pulsația, omega, este 2pi înmulțit cu nu, cu frecvența. Și atunci ecuația noastră devine, voi începe cu cosinusul, veți vedea imediat de ce, y este egal cu 2a înmulțit cu cosinus de 2pi nu1 minus nu2 supra 2 ori t înmulțit cu sinus de 2pi nu1 plus nu2 supra 2 înmulțit cu t. Și acum dacă comparăm această relație cu expresia generală a unei oscilații armonice, y este egal cu a înmulțit cu sinus de 2pi nu ori t, atunci observăm că avem partea sinus de 2pi nu ori t aici și înseamnă că ceea ce avem în față este amplitudinea rezultantă. Deci amplitudinea rezultantă are expresia 2a înmulțit cu cosinus de 2pi μ1 minus μ2 supra 2 înmulțit cu t. În timp ce frecvența rezultantă, care rezultă pe suprapunerea oscilațiilor, să-i spunem nu indicerez, este nu1 plus nu2 supra 2. Așa că putem spune că dacă suprapunem două oscilații paralele cu aceeași amplitudine A, dar cu frecvențe diferite, obținem o mișcare oscilatorie armonică. Mișcarea este oscilatorie armonică în continuare, dar a cărei amplitudine, vedeți aici expresia amplitudinii rezultante, variază periodic în timp. Asta e important. Pentru că, vedeți, apare timpul în argumentul funcției cosinus. Iar frecvența cu care se întâmplă această variație a amplitudinii este nu1 minus nu2 supra 2. În timp ce frecvența oscilației care rezultă este media aritmetică a celor două oscilații. După cum vedeți, în cazul în care cele două frecvențe ar fi egale, am avea 0 aici și ar rămâne cosinusul egal cu 1, iar aici am avea nu plus nu supra 2, adică nu, ceea ce înseamnă că în acel caz am obține pentru oscilația care rezultă y egal cu 2a ori sinus de 2 pi nu ori t. Adică am obține o oscilație de aceeași frecvență cu oscilațiile care se suprapun și cu amplitudinea dublă, pentru că oscilațiile noastre au fost în fază, lucru pe care știm din cursul precedent. Puteți urmări fenomenul despre care am vorbit aici, în această animație. După cum vedeți, avem două oscilații care se suprapun, diferența de frecvență fiind mare, cele două oscilații având frecvențele 100 de Hz, respectiv 1000 de Hz. Și în acest caz, oscilațiile au loc când de o parte, când de alta a poziției de echilibru. Acum să vedem ce se întâmplă la o diferență mai mică de frecvență. De data asta, cele două oscilații au frecvențele 100 de Hz, respectiv 500 de Hz. Se observă mai bine acum că amplitudinea variază în timp, așa cum ne arată și această expresie a amplitudinii. Veți vedea imediat ce se întâmplă și atunci când diferența de frecvență este foarte mică. Se întâmplă ceva foarte interesant, dar deocamdată să notăm. Un caz particular interesant al suprapunerii a două oscilații paralele de frecvențe diferite este cel în care diferența de frecvență dintre cele două oscilații este foarte mică. În acest caz apare un fenomen pe care îl numim bătăi. După cum vedeți aici, în acest caz, oscilațiile devin simetrice față de poziția de echilibru, iar amplitudinea variază practic de la 0 până la 2A. Deci avem o variație foarte pronunțată în amplitudine. Acest fenomen se numește bătăi, deoarece în cazul a două sunete de frecvențe apropiate, care se suprapun, auzim o intensificare periodică a sunetului, iar aceste intensificări se numesc bătăi. Le veți putea auzi imediat. Pentru că în decursul unei perioade a variației amplitudinii, așa cum vedeți în desen, apar două maxime. În fiecare perioadă am două maxime ale amplitudinii. Și pentru că știu că frecvența cu care variază amplitudinea este dată de relația nu este egal cu nu1 minus nu2 supra 2, și pentru că, repet, într-o perioadă am două maxime ale amplitudinii, înseamnă că frecvența bătăilor va fi de două ori nu1 minus nu2 pe 2, adică va fi frecvența bătăilor, diferența dintre cele două frecvențe. Un rezultat foarte simplu și foarte ușor de ținut minte. Frecvența cu care auzim bătăile este de fapt diferența dintre cele două frecvențe ale sunetelor care se suprapun. Fenomenul de bătăi este folosit la acordarea instrumentelor muzicale, de pildă pianelor, și vă voi arăta acum pe ce principiu se bazează metoda. Prin suprapunerea sunetului unui diapazon cu sunetul dat de o coardă, să spunem a pianului, se obține fenomenul de bătăi. Dacă frecvența cu care oscilează coarda, frecvența fundamentală, că acolo e puțin mai complicat după cum vom vedea în alte cursuri, dacă frecvența fundamentală este apropiată, foarte apropiată de frecvența diapazonului. Iar această relație ne arată că cu cât frecvența cu care oscilează coarda este mai apropiată de frecvența diapazonului, cu atât frecvența bătăilor se face mai mică. Dar frecvență mai mică înseamnă perioadă mai mare. Deci cu cât se aud mai rar bătăile, cu atât mai aproape este frecvența sunetului emis de coardă de frecvența diapazonului. Să ascultăm acest fenomen. Veți auzi întâi un sunet cu frecvența de 440 de Hz, frecvența notei La din octava centrală a pianului, frecvența după care se acordează instrumentele muzicale, frecvența etalon. Acum veți auzi un sunet un pic mai jos, cu frecvența de 430 de Hz. E greu de observat diferența de înălțime între cele două sunete, mai ales dacă n-ai ureche muzicală, deoarece diferența de frecvență este mică. De aceea vă propun să le mai ascultăm o dată, dar de data asta alternativ, unul după altul. Avem, deci, două sunete cu frecvențe apropiate. Să vedem ce se întâmplă dacă le suprapunem, adică dacă le auzim pe amândouă odată. Ați auzit fenomenul de bătăi. Acum să auzim cum sună două sunete suprapuse, dacă frecvențele lor sunt și mai apropiate, adică unul are frecvența 440 de Hz și celălalt 435 de Hz. Și acum frecvențe și mai apropiate, 440 și 438 de Hz. Sunt sigur că ați observat că frecvența bătăilor este cu atât mai mică, cu cât este mai mică diferența dintre frecvențele care se suprapun. Cu cât sunetele au frecvențe mai apropiate, cu atât sunt mai rare bătăile. Teoria ne arată că frecvența bătăilor, adică a creșterii în amplitudine, trebuie să fie egală cu diferența frecvențelor care se suprapun. Și asta înseamnă că dacă vom suprapune acum un sunet cu frecvența de 440 de Hz și unul cu frecvența de 439 de Hz, frecvența bătăilor trebuie să fie de 1 Hz. 440 minus 439. Adică trebuie să auzim o întărire a sunetului, o bătaie, la fiecare secundă. Să auzim. Într-adevăr, avem o bătaie la fiecare secundă. Să notăm. Acum să vedem ce se întâmplă dacă se suprapun două oscilații perpendiculare. Să spunem că una are loc de-a lungul axei OX pe orizontală și cealaltă de-a lungul axei OY pe verticală. În cazul cel mai general, legile lor de mișcare ar fi X egal cu A1 ori sinus de omega 1T plus Φ1 și Y egal cu A2 înmulțit cu sinus de omega 2 ori T plus Φ2. Și atunci am avea două oscilații care diferă prin toate caracteristicile lor. Diferă prin direcția pe care se produce oscilația, prin amplitudine, prin pulsație, deci prin frecvență și prin faza inițială. Dar e bine să pornim de la un caz mai simplu, nu de la cazul general, așa că pentru început să presupunem că cele două oscilații au aceeași frecvență, deci aceeași pulsație. Și atunci ecuațiile vor fi X egal cu A1 înmulțit cu sinus de omega T plus Φ1 și Y egal cu A2 înmulțit cu sinus de omega T plus Φ2. Deoarece oscilațiile sunt perpendiculare, prin suprapunerea lor se va obține o mișcare care va avea loc în planul determinat de cele două axe, OX respectiv OY. Iar ceea ce ne interesează este forma traiectoriei plane pe care o va descrie oscilatorul. Atunci când se suprapun două mișcări care au loc pe direcții diferite, dacă vrem să vedem forma traiectoriei, trebuie să eliminăm timpul din legile de mișcare. Și asta trebuie să facem și noi dacă vrem să vedem forma traiectoriei, numai că în cazul nostru e un pic mai dificil, pentru că, după cum vedeți, timpul se găsește în argumentul unor funcții trigonometrice. Așa că e nevoie de destul de multă muncă și de utilizarea mai multor formule din trigonometrie. Vă voi arăta partea inițială a demonstrației și apoi voi sări peste câțiva pași, dar vă voi arăta cum se ajunge de la un pas la celălalt. Și procedez în acest fel pentru că dacă ar fi să prezint întreaga demonstrație pe tabla mea mică, ar trebui să o șterg de nu știu câte ori și videoclipul s-ar prelungi mult prea mult. Deci avem aceste două ecuații ale mișcărilor și vrem să eliminăm timpul din ele ca să obținem o singură ecuație care să ne arate relația dintre X și Y, din care îl putem exprima, de pildă, pe Y funcție de X. Întâi voi folosi formula trigonometrică pe care o vedeți. Sinus de A plus B este egal cu sinus de A ori cosinus de B plus sinus de B ori cosinus de A. Și voi scrie aceste două relații un pic altfel, și anume X supra A1 este egal cu sinus de omega t înmulțit cu cosinus de phi 1 plus sinus de phi 1 înmulțit cu cosinus de omega t. Și a doua, y supra A2 este egal cu sinus de omega t înmulțit cu cosinus de phi 2 plus sinus de phi 2 înmulțit cu cosinus de omega t. Și acum voi înmulți prima ecuație cu sinus de phi 2, pe a doua cu sinus de phi 1 și voi scădea a doua ecuație din prima. Vă rog să observați că acești termeni, prin înmulțirea cu funcțiile sinus despre care am vorbit, devin identici. Și când facem scăderea, ei se reduc. Și atunci rămânem cu x supra a1 înmulțit cu sinus de phi 2 minus y supra a2 înmulțit cu sinus de phi 1 este egal cu, aici sinus de omega t se poate da factor comun, sinus de omega t pe lângă sinus de phi 2 înmulțit cu cosinus de phi 1 minus sinus de phi 1 înmulțit cu cosinus de phi 2. Și dacă folosim această relație trigonometrică, observăm că ceea ce avem aici în paranteză se poate scrie ca sinus de phi 2 minus phi 1 și avem următoarea relație. X supra A1 înmulțit cu sinus de phi 2 minus Y supra A2 înmulțit cu sinus de phi 1 este egal cu sinus de omega t înmulțit cu sinus de phi 2 minus phi 1. Și să numim această ecuație ecuația întâi. Acum, ca să mergem mai departe, ar trebui să fac același lucru pornind de la aceleași două ecuații, dar înmulțind-o pe prima cu cosinus de phi 2 și pe a doua cu cosinus de phi 1. Și repetând etapele despre care am vorbit și folosind din nou o formulă trigonometrică, am obține ecuația a doua, pe care o vedeți acum. Și în final, dacă ridicăm la pătrat cele două ecuații și ne folosim de relațiile trigonometrice pe care le vedeți, obținem formula, relația, ecuația pe care o vedeți între x și y. Iar această ecuație descrie o elipsă în general și parametrii acestei elipse depind de diferența de fază φ2 minus φ1. Deci ecuația pe care am dedus-o ne arată că traiectoria plană care se obține prin suprapunerea a două oscilații perpendiculare de aceeași frecvență este în cazul general o elipsă. Și avem următoarele cazuri particulare, importante. Odată delta phi este 2 kappa i. Adică de forma unui multiplu par de pi, kappa ia valori de 0, 1, 2 și așa mai departe. În acest caz, cosinusul devine 1, sinusul devine 0 și ecuația noastră va arăta astfel: x pătrat supra a1 pătrat plus y pătrat supra a2 pătrat minus 2xy supra a1 ori a2 este egal cu 0. Și această ecuație are soluția y este egal cu A2 supra A1 înmulțit cu X. Și aceasta este ecuația unei drepte care trece prin originea axelor, ceea ce înseamnă că traiectoria va fi un segment dintr-o dreaptă care trece prin origine și face cu axa OX un unghi al cărui tangentă este raportul A2 pe A1, adică așa cum vedeți în acest desen, în figurile A și I. Distanța de la oscilator la origine, la un moment dat, este dată de relația D este egal cu radical din x pătrat plus y pătrat. Și dacă ținem seama de faptul că y este A2 pe A1 înmulțit cu x și că x supra A1 este egal cu sinus de omega t plus phi, atunci această distanță de la oscilator la origine, care este de fapt elongația, se poate scrie radical din A1 pătrat plus A2 pătrat înmulțit cu sinus de omega t plus phi. Aici am uitat să pun paranteza. Ceea ce înseamnă că avem o mișcare oscilatorie, așa cum ne arată figurile A și I, având traiectoria, segmentul pe care îl vedeți acolo, și care are amplitudinea radical din A1 pătrat plus A2 pătrat, iar frecvența este aceeași cu frecvența oscilațiilor care se suprapun. Veți vedea, după ce discutăm toate cazurile posibile, o animație care vă va arăta mișcările oscilatorului în aceste cazuri. Al doilea caz important este cel în care delta phi, adică phi 2 minus phi 1, este de forma 2k plus 1 pi, adică este un multiplu impar de pi radian. În acest caz, sinusul e tot 0, dar cosinusul are valoarea minus 1. Și atunci ecuația noastră devine x pătrat supra a1 pătrat plus y pătrat supra a2 pătrat plus de 2 ori x y supra a1 ori a2 egal cu 0. Și în acest caz, soluția este y este egal cu minus a2 pe a1 înmulțit cu x. Ceea ce înseamnă că tot ce am spus în cazul întâi rămâne valabil. Mișcarea va fi din nou oscilatorie liniară, dar de data asta traiectoria arată ca în figura E din desen. Amplitudinea rămâne cea pe care am calculat-o în cazul de dinainte, adică radical din A1 pătrat plus A2 pătrat. Al treilea caz important este cel în care delta phi este 2k plus 1 pi pe 2. Este un multiplu impar de pi pe 2. În acest caz, cosinusul devine 0, în timp ce sinusul va lua valoarea plus 1 minus 1, dar fiind la pătrat va lua valoarea 1. Și obținem atunci ecuația x pătrat supra a1 pătrat plus y pătrat supra a2 pătrat este egal cu 1. Și această ecuație descrie o elipsă. Avem o elipsă cu semiaxele A1 respectiv A2, așa cum ne arată figurile C și G. Dacă A1 este egal cu A2, atunci elipsa devine cerc. Iar diferența dintre delta fi egal cu pi pe 2 din desenul nostru și delta fi egal cu 3 pi pe 2 este dată de sensul în care se mișcă oscilatorul pe elipsă. În fine, al patrulea caz ar fi cel în care delta fi are alte valori decât cele pe care le-am discutat până acum. Pentru alte valori vom avea tot elipse, numai că acestea nu vor avea axele pe axele OX respectiv OY, cum era în cazul figurilor C și G, ci vor fi înclinate, așa cum sunt elipsele din figurile B, D, F și H din desenul nostru. Și acum, așa cum v-am promis, puteți urmări în animația care urmează cum variază forma traiectoriei în funcție de defazaj, în funcție de diferența de fază, Φ2 minus Φ1, în cazul în care cele două oscilații care se suprapun au aceeași frecvență. Deci dacă se suprapun două oscilații perpendiculare, care au aceeași frecvență, obținem elipse. În cazurile extreme, segmente de dreaptă sau cercuri, în funcție de diferența de fază și de raportul amplitudinilor, adică A2 supra A1. Să notăm. În final, să vedem foarte pe scurt ce se întâmplă dacă cele două oscilații perpendiculare nu au aceeași frecvență. Au deci pulsații diferite. Ecuațiile lor sunt acum următoarele. X este A1 înmulțit cu sinus de omega 1 t plus Φ1 și Y este A2 înmulțit cu sinus de omega 2 t plus Φ2. Cazul este complex, pentru că cele două oscilații diferă prin toate caracteristicile lor, prin direcția de oscilație, prin amplitudini, prin pulsații, deci frecvențe și prin fază inițială. Ei bine, în acest caz, în funcție de raportul frecvențelor, sau raportul pulsațiilor, e același lucru, precum și în funcție de diferența de fază și de raportul amplitudinilor, avem un caz mai complex, așa cum am spus, se obțin tot felul de traiectorii ciudate, uneori foarte complicate, alteori mai simple și de multe ori frumoase. Puteți urmări în această animație o astfel de traiectorie. Dacă raportul dintre cele două pulsații este un număr rațional, deci dacă omega 1 supra omega 2 se poate scrie ca N1 pe N2, unde N1 și N2 sunt numere întregi, atunci curba care se obține este închisă, iar mișcarea se repetă periodic pe aceeași traiectorie. Și în acest caz, formele traiectoriilor oscilatorului se numesc figuri Lissajous, după numele fizicianului francez Jules Antoine Lissajous, care a studiat aceste figuri. În animația care urmează puteți urmări mai multe cazuri în care apar figuri Lissajous, precum și modul în care se mișcă oscilatorul pe aceste traiectorii. Dacă raportul pulsațiilor nu este un număr rațional, atunci vom avea traiectorii deschise, traiectorii în care mișcarea nu se mai repetă periodic, dar dacă așteptăm destul de mult, oscilatorul trece oricât de aproape dorim de o poziție prin care a mai trecut, dar niciodată exact prin aceeași poziție. În cursul următor voi vorbi despre oscilații întreținute, oscilații amortizate și rezonanță. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!